Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2019 Mod Showcase, după cum v-am obișnuit. Dragilor, astăzi avem de prezentat un mod foarte interesant. Ei bine, cu acest mod vă veți putea distra așa în adevăratul sens al cuvântului, pentru că vom dărma o casă din bolțari. După cum știți, am mai făcut noi un episod în care am dărmat o casă din lemn. Ei bine, de data asta mergem la cei de la AgriVest aici, pentru că aici avem de rezolvat problema și le vom dărma casa. Avem și excavatorul cu noi, avem căsuța asta aici care se pare că este o construcție cam ilegală și trebuie să o dărmăm. Parcăm frumos el tractorul aici ca să putem să ne uităm pe situație și cam așa arată casa. Deci dacă vreți să o dărmați, puteți să luați pur și simplu câte o piesă de aici, câte un bolțar. După cum vedeți, bolțarii nu sunt lipiți cu ciment sau ceva de genul, așa că o puteți dărma și uite că eu deja am scăpat-o pe jos. Și o puteți pune frumușel înăuntru. Doar că acum nu mă prea pricep, o să vă arăt imediat cum se face. Chestia e că mi se pare că dacă ai răbdare și așa mai departe, poți să mă construiești multe, multe alte chestii cu acești bolțari. Și chiar mă gândesc cam ce ai putea să faci cu ei. Și posibil să ne mai jucăm cu bolțarii ăștia, pentru că sunt niște piese foarte, foarte interesante. Și haideți să ne luăm excavatorul nostru frumos de aici și să ne întoarcem cu spatele și să-l desfoldăm, să vedem cum putem să distrugem noi căsuța asta. Este un mod destul de interesant, vreau să vi-l prezint și să vă jucați și voi cu el, îl aveți în descriere, așa că sper să vă distrați foarte, foarte mult cu el. Deja a căzut, nici n-a trebuit să... Deci se vede că nici nu trebuie să o distrugi prea tare. Se vede, da? Cum ele deja sunt puse cam de formă, așa, sunt mai mult pentru distracție. Dacă vreți și voi acest mod, uitați-vă și voi ce frumos se distruge și ce frumos stricăm noi pe aici. Cum dăm cărămizile la o parte și putem să distrugem toată suprafața asta. Deci putem să distrugem absolut tot. Uitați, vedeți și pe partea ailaltă. Și cu aceste cărămizi le putem cu să construim altceva. Nu știu, de exemplu, merge să punem una peste alta. Ia să vedem. Cred că merge mai mult ca sigur să punem una peste alta. Doar că trebuie să ai foarte mare răbdare cu ele. Ia să le întoarcem. Ia să o întorc frumos așa. Bine, până construiești ceva din bijuteriile astea durează foarte, foarte mult. Din bolțare ăștia trebuie să fii foarte răbdător. Dar merge. Asta așa, pentru cine dorește. A, firar mama lor de drujbe, că am prea multe moduri și mă cam deranjează. Da. Nu știu cât de bine se poate construi cu acestea. Facem și noi un turnuleț aici frumușel. Să vă demonstrez că ele stau una peste alta, doar că trebuie fixate foarte, foarte bine, pentru că altfel nu puteți să reușiți cu ele. Sunt foarte pretențioase, să zicem așa. Uite, dacă o punem și pe... ce să mai, că nu mai încerc deloc. Bine, dacă pui două aici, 3, 4, 5, 6, câte vrei tu, cred că poți să reușești câte ceva, dar îți dai seama, e o bătaie foarte mare de cap. Așa că distrugem și noi frumușel casa asta de aici. Este un mod distractiv. De asta am și zis să vi-l arăt, că eu v-am mai arătat vouă un mod de genul. Dar am zis hai să vi-l arăt și pe acesta, pentru că este unul destul de fain. Bun. Uitați-vă ce se învârte aia acolo. Se mai învârte? Da. Mamă, ce glitch interesant. Așa, am oprit-o. Mamă, ce se învârtea acolo. Bun, hai să strângem înapoi utilajul nostru, că nu mai avem nevoie de el. Și să...
și să-l începem să punem în cupă, pentru că odată ce vom pune în cupă, vom răsturna remorca. Uitați așa și haideți să începem cu chestiile astea. Să zicem că casele astea sunt foarte bune pentru roleplay. Am fost la cineva la Dărmacasa și acum încărcăm cărămizile pentru că trebuie să scăpăm de aceste cărămizi sau cum li se mai spune bolțari. Persoana respectivă a zis că vrea să dărâme casa asta, așa că o dărâmă. E foarte interesant, dacă vrei să faci roleplay cu așa ceva, crede-mă că este foarte, foarte ușor. Și dacă aveți și o cupă mai mare, după cum vedeți în excavatorul meu, nu încape chiar atât de mult, o să mă străduiesc și eu să pun cât se poate de mult peste, ca să iasă ceva foarte frumos. Și când vom pune remorcă, vom pune totul deodată. Mai sunt curios, că de asta și fac lucrurile astea, sunt curios după ce voi termina cu casa aici, dacă o voi vinde sau nu știu ce îi voi face, dacă vor dispărea toate piesele de Lego de aici. Asta mă interesează foarte tare, pentru că dacă rămân piesele aici și după ce tu ai vândut casa, nu este foarte bine. Din cauza că vei face 3, 4, 5, 10 case din astea și după aia dacă îți rămân piesele când tu le-ai vândut, nu știu, oare putem să facem să... Am înțeles. Deci dacă pui să dispară una, dispar toate. Și au dispărut și cele din... Da. Ei bine, ce să zic, m-am convins foarte repede de cum stă treaba pe aici. Casa o găsiți la diverse, cred, undeva pe aici. Da, la diverse o găsiți, dacă vreți să o căutați, uitați-o, este aici și o putem pune foarte simplu din nou la cei de la AgriVest, o putem pune iarăși aici și o mai stricăm o dată, nu-i problemă, că doar ne place să o stricăm. Uitați așa și intrăm cu buldoi scavatorul prin ea și facem toate năzbâtiile pe aici, după cum vedeți, avem remorca plină acum. Avem cupa plină, nu remorca. Și le vom pune în remorcă. Numai că are... Uitați așa, hai să ridicăm mai sus. Și să le punem în remorcă. Au coliziune absolut toate, ceea ce este foarte, foarte bine și le putem încărca foarte ușor. Eu zic că este un videoclip destul de fain și un mod destul de mișto. Dacă vreți și voi să vă jucați cu modul ăsta, nu uitați că l-aveți în descriere. Așa că hai să ne distrăm, să construim cât mai multe case. Nu uitați că dacă aveți calculatoare mai slabe sau ceva de genul, nu că calculatorul meu ar fi mai puternic, pentru că și la mine am observat că dacă descarc mai mult de 3 case aici, deja avem probleme cu el. Opa, hai că da. Și cam asta este cu modul de astăzi. Am zis să vi-l prezint repede, 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 pentru că tocmai ce a apărut. Nu este apărut astăzi, este apărut de câteva zile. Nu știu dacă l-ați găsit mulți dintre voi, dar dacă l-ați găsit, înseamnă că v-ați distrat cu el deja. Cam asta a fost cu episodul de astăzi. Eu nu vă urez decât numai baftă în continuare și ne vedem la videoclipul următor. Baftă!